Te salut, my friend! După cum bine știi, eu sunt Vali, mă cunoști de foarte mult timp de pe canalul ăsta. Ideea este că am ajuns într-o zonă, aș putea spune, minunată. De ce? Pentru că natura ne oferă cam tot ce ne trebuie, dar uneori mai avem nevoie și de alte lucruri. Nu știu cât de confortabil stai tu acasă, acum la ora asta, spre exemplu, sunt oameni care le este un pic mai greu și poate că tu ai vrea să-ți schimbi plasma, habar n-am, apartamentul, mașina și te tot enervezi și nu apreciezi ceea ce ai. Aș vrea să îți arăt un pic împrejurimile și aș vrea să cunoști pe cineva care chiar are nevoie de ajutorul tău, al meu și al nostru implicit. Nu, hai să vezi despre ce e vorba. Acolo, probabil ar trebui să fie ceva animăluțe. Servus, cățelușule. No, cam așa arată zona asta. Aș vrea să cunoști nu un om, nu o femeie, aș vrea să cunoști o super mamă. De ce spun asta? Păi hai să-ți și arăt despre ce e vorba. Să rămână, doamnă. Bună ziua. Spuneți-mi, vă rog frumos, cu ce v-am putea ajuta noi? E ok, vă înțeleg. Da, nu știu, vreau să mai fac o cameră aici la cuptică, îi strâng. Și câți copilași sunt? 7. Am înțeles, să înțeleg că sunteți singură? Da, soțul meu a murit, deja de 2 ani și 2 luni. Și cu ce vă câștigați existența? Lucru eu. Lucrați dumneavoastră? Da, cu ziua și alocația copiilor. Am înțeles. Atât. Mai sunt persoane care vă ajută, spre exemplu, primăria. Primăria a făcut ceva pentru dumneavoastră și primăria, pentru acești copii. Primăria, da, s-a implicat cu casa asta când mi-a cumpărat-o. Mă bucur n-am să avut aud. Deloc, am fost pe drumuri și mi-a luat aici casa asta. Mai mulți oameni. Atât. Spuneți-mi, vă rog frumos, copiii care vă pot ajuta, vă ajută? Pentru că... Da, foarte mult mă ajută copiii, că am copii mai mari care mă ajută. Am înțeles. Ce altceva ne mai puteți povesti? De cât timp stați așa? Da, păi singură deja de 2 ani și 2 luni. După ce nu mai o pleca soțul? Da. Am înțeles. Eu cu copiii mă duc la muncă cu ziua. Îi trimit la școală, fost la școală toți. E foarte important că vă ocupați de... Da. De școală, de studii, ca ei să meargă în continuare la da, studii. Da, toți au fost la școală, la grădiniță. Marion. Așa. Am avea nevoie de hăinuță la copii. Deci hăinuță pentru copii v-ar trebui... Alimente. Dar aș vrea să le mai fac o cameră, că nu încăp de-un pe jos și nu mă încăpeare. Am înțeles. Unde ar trebui să trimită cei care doresc să vă trimită câte ceva? La ce adresă? În județul Gârbău. Deci, Gârbău, Saturia. Comuna Gârbău, satul Turea. 49 e numărul. Numărul 49. Da. Am înțeles. Pot să intru un pic înăuntru, da, și să vedem cum dormiți, cum, dacă îmi explicați puteți, dumneavoastră, nu... vă rog. No, aici suntem oarecum în bucătărie, am putea spune. Da, așa s-a numit bucătărie. Am înțeles. Așa și aici, spre exemplu, dorm... Dorm, da. 2-3 copii. Da, și din coace la fel, nu? Da. Tot așa. Am înțeles. Și unde vreți să mai faceți o cameră? Dincolo, spre da, exemplu? Da, da, vreau să fac... Veniți să-mi arătați un pic. Undeva lipită de ea. Dincolo? Da, în continuare? Indiferent în ce parte. Am înțeles. Deci ar fi bine și niște materiale de construcție, da, să înțeleg da, oarecum... Nu am bani, n-am tot ce să întâmplă. Vă înțeleg. Și cineva, spre exemplu, oare în sat aici să găsesc ceva meșter care da. Să vă ajute dacă nu, sunt materiale? Eu cred că s-ar găsi numai aici, nu vin oamenii fără bani. Eu nu am de unde să plătesc. Am înțeles. No. Foarte greu. Avem nevoie și de meșteri, avem nevoie de materiale, pentru că ar trebui să avem un pic de treabă aici.
Da, cred că s-ar putea face aici încă o cameră. Da, s-ar putea că este loc, sigur. Aveți tensiune, aveți lumină? Da, avem. Am înțeles. Avem. Ia asta aici lumină. M-am uitat un pic pe mâinile dumneavoastră și am văzut că aveți niște răni. De la ce sunt? Am fost la vaci aici în sat și m-am infectat. Am înțeles. Și nu aveți cu ce să vă dați cu nimica. Știu că este greu. Eu chiar vă cred și vă înțeleg. Nu. No, cam asta am vrut să îți arăt și chiar am încredere în tine că o să poți să ajuți oamenii ăștia. De ce spun asta? Pentru că, în primul rând, știu că poți, pentru că ai mai mult decât ceea ce ai văzut aici. Și de multe ori ți-am zis și am tot repetat chestia asta că oamenii sunt mult mai importanți decât banii. De ce? Pentru că, la fel cum este și grupul nostru de WhatsApp, acolo sunt băieți care eu doar le-am spus povestea până să vin să filmez și deja au făcut niște donații. Ca și idee, tu care te uiți acum la mine, trebuie să trimiți doar pachetele aici, orașul este Cluj-Napoca, satul este Turia și comuna este Gârbău. Este un lucru minor care îl faci tu, adică alimente, hrană, medicamente, toate sunt binevenite aici, materiale de construcție și toate cele. Ideea care, tu dacă trimiți o sticlă de ulei și un pachet de zahăr, eu personal îți mulțumesc, pentru că atâta poți și te înțeleg. Cineva poate să trimită mai mult. Ideea este că știu sigur că o să ne ajuți și că o să-ți trimiți aici pachetele. Nu știu, poate că nu ai umblat vreodată de sculți, acum este vară și este fain. Dar spune-mi, te rog frumos, la iarnă, cum o să umble copilulașul ăsta cu picioarele goale? No, zi-mi tu. Și tu, cred că poți să înțelegi lucrurile astea. Cu siguranță și tu ai stat în picioarele goale, dar ai stat la bunicii tăi acolo acasă și v-ați jucat. Dar ideea e că aici este viața de zi cu zi și cam așa arată. No, îți mulțumesc încă o dată și sper că o să ne poți ajuta. Acum mă gândeam... Cu siguranță toți avem probleme, nu contest, pentru că așa este viața asta. Toată lumea are diferite probleme. Și eu am probleme, normal. Am probleme, mie mi-este ăsta prins SP, ASR, service și pe naibii să le ia. Și este pentru mine o problemă să-mi repar mașina. Pentru că risc să se oprească motorul și să rămân aici și să zic, bă, ce fac? Ca o soluție, ce să faci, mănânci pateu. Dar pentru alții sunt de alt ordin problemele. Poate că n-au mai făcut încasări de 483.000 de euro luna asta. Poate la cineva, nu știu, s-a inundat, habar n-am. Toți avem probleme. Dar oamenii ăștia care ai văzut acolo, femeia asta și copiii, au o altfel de problemă. Lipsa hranei. Ei sunt la supraviețuire. Înțelegi? Adică problema ei este, bă, ce le dau diseară să mănânce, mă? Asta e problema ei. Înțelegi ce zic? Știi cum e? Nimic nu este întâmplător. Mă bucur foarte mult pentru grupul de WhatsApp care îl avem. Băieți au zis să nu aduc în discuție pentru că ei au zis, domnule, lasă să fie așa, doar aici, la noi, știi? Dar nu, eu simt că trebuie să mulțumesc încă o dată grupului de WhatsApp. De ce? Pentru că ieri sau alaltăieri, când am început discuția și am spus că, băi, zic, cunosc pe cineva și așa și așa, Cristinel și Mihai deja au donat. Au făcut o donație. Ideea care este? Tu... Nu mă întreba cum să donezi. Tu faci pachetul, pui în el ce ai de pus și dacă vrei să pui și bani, nu e niciun fel de problemă, poți să-i pui. Ideea este să nu ajungă la mine, să ajungă exact la femeia respectivă care are nevoie de el. Acum Tavi a pus o problemă foarte faină. Ideea e că eu fiind scufundat acolo în problemă, nu am putut să procesez toate lucrurile. A zis, bă, mașină de spălat are, că luăm haine. Alea se murdăresc. Dar nu trebuie și spălate?
Bă, zic, ba da, nu m-am gândit la asta. Poate că nu are nevoie de mașină de spălat, nu știu ce să spun. Data viitoare când o să mergem o să vedem despre ce este vorba. Poate mașina de spălat nu este o prioritate, dar poate că frigiderul ar putea fi o prioritate pentru că ar putea fi stocate alimente pe un termen mai lung. Poate că le spală cu mâna, poate că are timp, poate că n-are timp, poate că are nevoie de o vacă, poate că are nevoie de trei capre, dar cele dă iarna la alea să mănânce, că e vara o bați aici, așa tot Paște. Și seara doar îi mulși laptele, știi? Sunt foarte multe lucruri care probabil că nu le-am discutat, cu siguranță o să mai mergem aici, o să mai merg și o să, chiar te rog, dacă ai întrebări despre acest material, te rog frumos să-mi scrii, pentru că eu fiind scufundat în treaba asta, nu văd și exteriorul și cu siguranță îmi scapă lucruri. Dar în primul și în primul rând vreau să-i ajutăm, pentru că putem. Înțelegi? De asta am făcut publică toată povestea asta, pentru că eu personal pot să ajung 1%, înțelegi? Dar tu poate că mai ajuți încă un 0,3%, 5%, habar n-am, poate ți-a rămas pe acasă un palet de becea și vrei să-l donezi. Nu știu, cu siguranță, avem șoferi în grup, avem... Trebuie să existe o posibilitate să putem să ajutăm oamenii, bă, înțelegi ce zic? Deci nu vreau... N-ai cum să-mi spui că nu ai 50 de lei să trimiți un pachet. N-ai cum să-mi spui treaba asta, deci te rog eu frumos, nu ai cum. E ok, nu ai acum 50 de lei, te înțeleg perfect, dar într-o lună de zile poți să strângi 50 de lei și să trimiți un pachet, ești de acord cu mine? Poți să faci asta, frate. Bă, deci... Bă, e duminică astăzi, nu știu de ce am ajuns chiar astăzi, habar nu am, poate că acum a fost cel mai potrivit moment. Dar să știi că am foarte mare încredere în tine că o să poți să ajuți și tu. Da, chiar cred.